Vă invit să deschideți până cu mine în Filipeni, capitolul 2, citând de la versetul 1 până la versetul 11. Filipeni, capitolul 2. Mesajul din această seară este chiar aici ca subtitlu Umărind smerenia lui Hristos. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă, ori slavă de șartă, și în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprecat pe sine însuși. Și-a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare, a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îmi place cum se leagă și textul citit, gândul pe care l-am în mine, se leagă de mai multe evenimente, de mai multe împrejurări și chiar și de astăzi ce s-a predicat, de ceea ce s-a zis. Chiar și sora Marta zicea că avem anumite predici prin pocăință, prin a-L urma pe Hristos. Gândul care e în mine și pasajul pe care l-am citit. Aș putea să spun că e favoritul meu. Dacă nu e chiar favoritul meu, e printre favoritele mele. Mă gândeam unde aș putea să încadrez și versetul 21 care vă zicea Daniel în capitolul 1 zice căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Mă gândeam unde pot să-l încadrez aici. Am dat seama că nu pot să-l încadrez pe deplin. Nu pot să-l încadrez pentru că el a fost deja încadrat în noi. Dacă nu putem să facem acest lucru, dacă pentru noi a trăi este Hristos și a muri este un câștig, dacă nu este lucrul acesta, nu putem să vedem mai departe următoarele gânduri. Primul cuvânt care începe acest capitol zice deci. Înseamnă că este ceva înainte de acest deci și ceea ce vrea să urmeze. Aș vrea să citim doar din la versetul 27, să vedeți doar câteva cuvinte. Zice așa, numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că vă rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei dovadă de pezare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El.
și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Pavel, când scrie către cei din Filipii, era în închisare și lăuda pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Zice în versetul 14 din capitolul 1, și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, zice Pavel, purtați-vă în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, să rămâneți tari în același duh și să luptați cu suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați în spălimita de potrivici. Ca apoi să vedem ce zice versetul 1 din capitolul 2. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare. M-am uitat peste versetul acesta și asta și m-am gândit, îmi venea gândul ăsta, dacă este printre voi, mă gândeam, cineva, dacă este o persoană, două, trei, dar nu zice lucrul acesta. Ca dovadă, e scris aici, mai departe, zice, faceți curea de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Cine? Doar o persoană? Doar două, trei? Nu. Cu toții. Cu toții împreună trebuie să avem această simțire, dragoste în suflet și să fim un singur gând. E un lucru greu de făcut. De a fi pe aceeași lungime cu altul. Dacă vi se pare greu să facem aceste lucruri, pentru că suntem diferiți, gândim diferiți, simțim diferiți, privim la un anumit lucru diferit, dar în Hristos ne spune Biblia că trebuie să fim un singur suflet și un singur gând. Urmează în versetele următoare ceva și mai greu. În candidata aceasta ne cere să renunțăm la eul nostru și mai mult de atât să ne golim de noi înșine, căci doar așa vom putea să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Versetele 3 și 4 zice, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. E greu. E chiar foarte greu. Cosmin Iunga scris aici, trebuie să aibă o simțire, o dragoste, un suflet și un gând cu toți frații și surorile în Hristos, fiind mădular în același trup. Și mai mult de atât, este chemat ca în smerenie să privească pe aproapele lui, mai presus de el însuși, uitându-se nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Un simplu om. Unui simplu om îi se cere astfel de lucruri mari. Dar vreau să vă uitați acum în continuare. Acest lucru îl face însuși Iisus Hristos. În versetele ce urmează, zice versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedem în primul rând cum Hristos nu s-a agățat de egalitatea lui cu Dumnezeu. Zice, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Pavel începe cu această afirmație în care zice că Iisus era Dumnezeu și deși era Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Primul pas al smereniei lui Iisus Hristos este că El nu a ținut la egalitatea cu Dumnezeu.
nu s-a agățat de aceasta și nu s-a folosit de aceasta. Ioan 5,8. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de potrivă cu Dumnezeu. Ioan 10,3. Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Ioan 10,8. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrurile acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt Tatăl. Eu sunt în Tatăl. Ioan 14,9. Iisus a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Ioan 20,8. Drept răspuns, Domnul i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, cu toate că avea toate drepturile, toate privilegiile și onoarele de a fi Dumnezeu, Iisus Hristos nu s-a folosit de lucrul acesta. Nu s-a folosit de această poziție favorită și a fost gata să renunțe la ea pentru o vreme. Mai mult de atât, Hristos a golit de sine însuși. Zice, s-a dezbrăcat de sine. Este un contrast între versetul 6 și versetul 7, unde zice că Hristos era egal cu Dumnezeu, dar totuși El se golește de sine. Pavel folosește contrastul pentru a sublinea că, deși deopotrivă cu Dumnezeu, totuși acesta nu l-a determinat la înălțare, ci l-a determinat ca să se golească. De ce a trebuit să a golit El? E bine, nu s-a golit de divinitatea sa, ci în schimb, el a renunțat la privilegiile sale. A renunțat la slava să cerească. Ioan 17,5 zice, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. El a renunțat la slava să cerească, făcându-se asemenea mie și asemenea ție. S-a golit de autoritatea pe care o avea și s-a supus total voi Tatălui și a învățat să fie rob. În versetul 8 zice, la înfrățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedem cum însuși Iisus Hristos se golește fiind smerit, făcându-se rob, desprecându-se de sine însuși, de slava pe care avea și făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca apoi, zice versetul 9, începând cu versetul 9, după ce a făcut aceste lucruri, zice, de aceea, pentru că El s-a smerit, ce și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui Iisus să se plece orice genunchi, acelor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Tot așa trebuie să facem și noi. Să ne golim de noi înșine. Ca să ne facem asemenea exemplului Lui Hristos. Ca apoi și noi să fim părtași la slava Sa. Călcând pe umele Lui. Să putem ajunge sus în ceruri. Unde Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne așteaptă să ne bucurăm împreună pentru o eternitate. Să știți că nu ni se cere ceva imposibil. Oarecum, da, e imposibil. Câtă vreme încercăm să facem lucrul acesta de unul singur. Dar noi nu suntem fără Hristos. Ci suntem mădulare a celuiași trup și vom avea izbândă doar dacă urmărim într-un totul exemplul lui Hristos. Golindu-ne de noi, urmărim smerenia lui Hristos. Amin.